Domnul să fie sursa de inspirație și de putere pentru fiecare dintre noi. Suntem încă la capitolul 13. Aseară, discutând cu fratele Marius, îi spuneam că astăzi vom termina studiul pe capitolul acesta. Se pare însă că vom mai avea nevoie de încă o ocazie. Pentru că de data aceasta ne vom ocupa puțin despre semnul și numărul fiarei. Iar cu ajutorul domnului, într-o ocazie viitoare, aș vrea să discutăm ceva mai mult despre semnul lui Dumnezeu. Așadar, suntem la ultimele versete din capitolul 13 versete care descriind zilele sfârșitului vorbesc despre ele ca despre un timp în care vom fi confruntați cu interdicția de a trăi în armonie cu semnele și simbolurile evangheliei în care credem. Ni se spune că în vremea sfârșitului forțe unite ale demonilor și oamenilor vor încerca prin constrângere, prin persecuție să ne determine să acceptăm alte semne, alte simboluri decât cele stabilite de Dumnezeu, semne și simboluri de sorginte umană, chiar demonică. Pentru situația descrisă aici, avem uh, o experiență uh, în Vechiul Testament, o situație în Cartea lui Daniel, în capitolul 3, care a arătat cu uh, 2600 de ani înainte, ne arată uh, despre ce este vorba. Uh, și anume, în Babilon, după ce Dumnezeu i-a oferit lui Nebucadnețar o descoperire a viitorului, prin chipul acela cu cap de aur, piept și brațe de argint, pe urmă aramă, fier și fier și lut, după ce Nebucadnețar a fost beneficiarul acestei revelații dumnezeiești, el hotărăște să intervină îmbunătățind punând ghilimele lucrul acesta, revelația divină, făcând-o oarecum mai accesibilă, mai acceptabilă, mai plăcută din punct de vedere omenesc. Am putea gândi privind la situația în Sine și din perspectiva istoriei lumii noastre în sensul că la început omenirea a avut parte de o experiență comparabilă cu aurul. Primii părinți au trăit în grădina Edenului și nu au avut nu au recunoscut altă autoritate decât autoritatea lui Dumnezeu. A venit însă Satana și a reușit să o convingă pe Eva că planurile lui sunt mai bune, că viitorul pe care îl oferă el este superior, este mai bun decât celui pe care îl oferă, decât cel pe care îl oferă Dumnezeu. Și lucrurile s-au schimbat. Oamenii au ieșit de sub autoritatea lui Dumnezeu, intrând sub autoritatea Satanei. Și de atunci, în loc de evoluție, așa cum a prezis Satana, societatea umană trăiește experiența unei evoluții, involuții continue. Lucrurile se degradează. Ori Satana l-a convins pe, pe nebucadnețar, l-a convins de faptul că planurile lui sunt totuși viabile și superioare celor a lui Dumnezeu, și în felul acesta l-a convins să altereze Revelația Divină. Să o îmbunătățească și așa se face că în câmpia dura a înălțat un chip cu totul și cu totul uh, din aur comparabil cu cel pe care l-a văzut prin descoperire divină doar că l-a uh, modificat uh, potrivit sugestiei satanei și convingerii lui acceptând sugestia satanei că așa este cel mai bine și nu doar că a pus la dispoziția oamenilor posibilitatea să aleagă. Uite, alegeți, rămâneți cu ce a descoperit, cu ce a descoperit Dumnezeu sau cu ceea ce vă propun eu. Nu, nebucat nețar hotărăște că absolut toți oamenii aflați sub uh, domnia lui, în imperiul lui, Trebuie să accepte acest sistem de închinare și l-a impus cu pedeapsa cu moartea. Nesupunerea era pedepsită automat cu moartea în cuptorul de foc. Apocalipsa ne spune că experiența care s-a consumat acolo, situația aceea dramatică. De impunere a unui sistem de închinare care s-a consumat acolo în, în Babilon va deveni o se va repeta devenind o situație globală la scară globală se va întâmpla ceea ce s-a întâmplat în Câmpia Dura, adică autoritatea civilă a statului va impune tuturor oamenilor sub pedeapsa cu moartea un sistem de închinare bazat pe o revelație modificată, o revelație pretins îmbunătățită. Pentru că și sistemul de închinare apostaziat are la bază revelația biblică, doar că a alterat-o, a modificat-o, repet, a pretins, a îmbunătățit-o. Ideea aceasta că în curând vom fi confruntați cu o persecuție desfășurată la scară globală este de natură să ridice semne de întrebare în mintea unora. Cu ani în urmă, prin 1990, după Revoluție, știți că s-au făcut multe schimbări în țară, s-au deschis uși, posibilități de a lucra cum nu s-a lucrat înainte din punct de vedere religios. A fost oferită posibilitatea de a preda religia în școlile publice. Dar aici au început disputele. Ce fel de religie? Cum? Cine are dreptul? Cine nu? Și așa mai departe. Fiecare biserică a trimis un reprezentant la, care să facă parte dintr-o comisie de lucru, pe de o parte biserica, bisericile, iar de cealaltă parte ministrul Cultelor și cel al educației. Biserica a hotărât la vremea aceea ca să o reprezint eu în comisiile respective. Lucrurile mergeau destul de dificil pentru că eram foarte mulți. Și la un moment dat, ministrul cultelor și al educației, ministrii au propus să se reducă. Comisia aceasta religioasă la doar câțiva reprezentanți, să fie reprezentate religiile oarecum, să zicem, principale: ortodoxi, evanghelici, luterani și neoprotestanți, protestanți și neoprotestanți. Dumnezeu a lucrat așa, încât neoprotestanții au fost de acord ca eu să reprezint întregul grup neoprotestant. Și ne-am întâlnit într-o zi la Ministerul Cultelor, vicarul patriarhal sau reprezentând biserica ortodoxă, un șeful bisericii Protestante din România, care era pastor la Sibiu, și eu. Am început să discutăm, am avut oarecare uh, uh, dispute, discuții. Uh, la un moment dat, vicarul patriarhal spune, domnul Danici, dumneavoastră, adventiștii, aveți o obsesie. Sunteți obsedați de ideea persecuției religioase. Dumneavoastră credeți că în viacul acesta, credeți că Biserica Ortodoxă Română ar putea avea o asemenea atitudine față de dumneavoastră sau de alte culte neoprotestante? Și am spus, domnule, sau că dumneavoastră ați creat un precedent. Ce, ce atitudine a avut Biserica Ortodoxă în vremea lui Antonescu față de Adventiști? A tăcut. Pentru că, în mod real, a fost o perioadă de persecuție cruntă, când Biserica Majoritară a persecutat pe minoritari, cu precădere pe adventiștii de ziua 7. Lucrurile acestea se vor repeta. Chiar dacă unii încearcă să spună: nu, nu vă temeți, pentru că nu se va ajunge la așa ceva. În Secolul XIX, de exemplu, spre sfârșitul secolului XIX, aici în Statele Unite, exista o legislație duminicală foarte strictă. Era interzisă orice fel de activitate, orice fel de muncă, până când și recreația sau distracțiile erau foarte limitate părinților li se cerea să interzică copiilor lor să se joace duminica. În contextul acesta, adventiști de ziua șaptea au fost persecutați, amendați, întemnițați, li s-au dresat procese în justiție și așa mai departe. Este citat cazul unui oarecare Michael King, într-un stat mai din sud, dacă nu mă înșel, din Kentucky, căruia i-a fost dresat un proces, pentru că vecinii din localitatea în care trăia i-au cerut ori schimb schimbi religia, ori pleci de aici. Omul a fost amendat, a fost încarcerat și așa mai departe. În aceeași perioadă, la 1889, H.W. Blair, un senator american, a înaintat, a prezentat Senatului un, proces de legis un proiect de legislație duminicală prin care cerea ca Senatul să voteze o lege prin care să se interzică Orice activitate lumească în ziua de duminică. Senatul a respins proiectul, el l-a repus în Congres. Aici nu a reușit să fie susținut pentru a fi votat la nivelul general, dar în Districtul Columbia, unde este Washington, Capitala, DC, District of Columbia, acolo legea a fost votată. Și, de asemenea, având în vedere expoziția universală de la Chicago, s-a cerut prin decret ca duminicile. Expoziția să fie închisă. Desigur, organizatorii au ignorat lucrul acesta. De asemenea, interesant este faptul că alte organizații civile din Statele Unite au susținut legislația aceasta duminicală. De exemplu, Asociația pentru Reformă Națională, Uniunea Femeilor Creștine pentru Temperanță. Uniunea Americană pentru Sabat. Acestea s-au asociat ca să susțină impunerea legislației dominicale. În mărturii, volumul 6, verset, pagina 28, inspirația profetică spune următoarele. Nu avem timp de pierdut. Sfârșitul este aproape. Răspândirea adevărului va fi curând îngrădită prin amenințări din toate părțile. Orice mijloc va fi mobilizat pentru a închide drumul, așa încât solii lui Dumnezeu să nu poată face lucrarea care este încă posibil să fie făcută acum. Puterile răului lucrează cu energie intensă, pe nesimțite și pe ascuns, pe dedesubt. În curând va fi mult mai dificil decât ne putem imagina. Într-un alt loc, inspirația profetică menționează faptul că, în general, când ne gândim la o criză posibilă în viitor, imaginația noastră depășește realitatea. Temerile noastre creează. Un scenariu care depășește realitatea. Dar inspirația profetică spune că atunci când vorbim despre evenimentele finale, realitatea va depăși orice imaginație. Realitatea va depăși orice imaginație. Și lucrul acesta se va întâmpla din pricina. Uh, Conflictului sau a luptei dintre uh, bine și rău, sau a răului împotriva binelui, uh, prin care se încearcă impunerea unui sistem de închinare plecat de la Revelația Biblică, dar modificat. Și avem aici două lucruri menționate: semnul fiarei și numărul fiarei. Aș vrea. Pe scurt, să discutăm câte ceva despre, despre ele. Semnul fiarei. Este un semn care are menirea să identifice și să deosebească închinătorii la, fiar, la fiară de închinătorii la Dumnezeu. Deci, acesta este rostul semnului. Interpretarea cu privire la natura semnului a fost diferită de-a lungul, de lungul timpului. De exemplu, până în secolul al XIV-lea, semnul fiarei de aici din Apocalipsă 13 era interpretat ca fiind semnul anticristului, fără să se definească cumva semnificația lui sau modul în care va fi aplicat. Prereformatorii au mers ceva mai departe și au considerat că fiara anticristul este papalitatea, iar semnul fiarei are semnificația supunerii față de autoritatea papală. După reforma din 1516, lucrurile au fost ceva mai elaborate și s-a considerat că semnul fiarei semnifică supunerea față de hotărârile și autoritatea Bisericii Romano-Catolice. În adventism, prima fiară a fost identificată cu papalitatea, a doua cu America Protestantă, iar semnul fiarei a fost identificat cu nesocotirea poruncilor lui Dumnezeu, cu introducerea sabatului papal în locul sabatului lui Dumnezeu. Prin urmare, semnul fiarei nu este un semn literal care să fie aplicat vizibil pe fruntea sau pe mâna cuiva ci este vorba de o stabilizare în o anumită poziție, stabilizare în adevăr, când vorbim de semnul lui Dumnezeu, iar atunci când vorbim despre semnul fiarei, este vorba de decizia finală pe care au luat-o oamenii în ceea ce privește autoritatea. Refuzând autoritatea lui Dumnezeu, acceptă autoritatea fiarei. Biblic vorbind, semnul lui Dumnezeu este ziua a șaptea a săptămânii, adică ziua sabatului, care a fost binecuvântată și sfințită de Dumnezeu încă din săptămâna creațiunii. Pseudo, semnul fiare este un pseudo-sabat. Spuneam că se pleacă de la revelația divină pe care pretinde că o îmbunătățește. Și astăzi majoritatea lumii creștine a îmbrățișat semnul acesta prin pseudosabatul, care este de sorginte omenească și chiar demonică, este semnul fiarei. Lumea creștină susține că Astăzi nu mai avem nimic de a face cu sabatul biblic, ci cu sabatul acesta modificat. Semnul, spune inspirația profetică, îi deosebește pe cei ce recunosc supremația autorității papale, îi deosebește de cei care recunosc autoritatea lui Dumnezeu. În prezent, așa cum am mai spus într-o ocazie trecută, Duminica nu este încă semnul fiavei. Lucrul acesta se va întâmpla atunci când legislația care va fi promulgată va impune prin lege și prin autoritatea civilă respectarea Duminicii. Este interesant faptul că, vorbind despre aceasta, Spiritul Profetic spune că încă nu se știe exact cum se va întâmpla lucrul acesta. Din nou, Mărturii Vol. 6, pagina 23. Semnul fiarei este exact ceea ce s-a prezentat că este, adică sabatul fals. Nu este înțeles totul. În legătură cu această problemă, și nici nu va fi înțeles până se desfășoară, se deschide sulul uh, profeției. Dar, în lumea noastră, trebuie să se desfășoare o lucrare foarte solemnă. În lumea noastră trebuie să aibă loc o lucrare foarte solemnă prin care oamenii să fie avertizați cu privire la consecințele alegerii pe care sunt determinați să o facă. America va da tonul în ceea ce privește constrângerea conștiinței, unindu-se cu papalitatea, și toate celelalte țări vor fi determinate să urmeze exemplul satanei. Câteva minute despre numărul 666. Nu este semnul fiarei. Biblia spune clar, este un număr de om. Nu numărul unui om, în sensul că ar trebui să căutăm un anume om pentru a identifica uh, numărul acesta. Este semnul imperfecțiunii. Șapte, din punct de vedere biblic, este semnul perfecțiunii, al desăvârșirii, uh, semnul uh, lucrării complete acesta este numărul lui Dumnezeu, exprimat prin ziua a șaptea. Pecetea Creatorului este numărul șapte și pecetea aceasta este prezentă în toate domeniile naturii. Sunt șapte culori în lumină, nu? când o treci prin prismă, șapte culori în curcubeu, sunt șapte perioade a elementelor chimice în tabelul lui Mendeleev. Sunt șapte tipuri de energie, de la energia solară la cea nucleară. Sunt șapte tipuri de radiații, de la cele rângen la cele cosmice. Sunt șapte tipuri de poliedre, sunt șapte grupe de cristale, sunt șapte sunete de bază în muzică, Capul reprezintă a șaptea parte din înălțimea corpului, ochiul a șaptea parte din față. Membrele noastre au șapte articulații, sunt șapte funcții biologice sau anumite funcții biologice sunt legate de, de cifra 7. Gripa, în general, durează 7 zile. Grefele au nevoie de 7 zile pentru a se prinde. Traumatismele craniene se rezolvă într-o direcție sau alta în 7 zile. Congestia pulmonară nebacteriană durează 7 zile. Sunt 7 tipuri de procreiere. Sunt șapte forme moleculare ale ADN-ului. Observăm că acesta este numărul Creatorului și este prezent în natura pe care el a creat-o, în însăși ființa noastră. Numărul șase este de origine babiloniană. Babilonienii au marcat Pământul, Spațiul și Timpul printr-un sistem sexagesimal bazat pe șase. De exemplu, timpul este divizat în multiplii de șase. 60 de secunde fac un minut, 60 de minute fac o oră, 6 ori 4 sunt cele 4 stagii ale zilei, 6 ori 4, 24 este ziua. Panteonul babilonian, era alcătuit din 36 de zei, 6 ori 6. Și aceasta reprezintă plinătatea cultului Anticrist. Și cercetătorii menționează faptul că suma numerelor acestor zei, dacă aduni 1 plus 2 plus 3 și așa mai departe, până la 36, ajungi la 666. Ei, ei au pus bazele geometriei sexagesimale. Cercul are 360 de, de grade, 60 ori or 6. 666 reprezintă religia situată sub planul lui Dumnezeu, religia omului. Planul lui Dumnezeu este reprezentat prin șapte. Planul omului, religia omului este reprezentat prin uh, șase. E vorba de o trinitate falsă, balaurul prima și a doua fiară. Uh, este, gândiți-vă la chipul lui Nabucco, cel pe care l-a ridicat în câmpia Dura, pe care l-a menționat mai la început. Dimensiunea lui era 60 pe 6. Acum este vorba de uh, o, o închinare la nivel universal, deci 666. Uh, venitul lui Solomon, potrivit afirmației din 1 Regi 10 cu 14, era de 666 de talanți de aur și asta s-a întâmplat înainte de apostazie. A condus la apostazie. Avem de-a face aici cu o substituire. Un om ia locul lui Dumnezeu și pretinde că îl reprezintă pe pământ, așa cum Satana a intenționat să ia locul lui Dumnezeu. Satana și-a realizat într-o anumită măsură visul în Biserica lui Dumnezeu, folosind un om care în mod fals pretinde că îl reprezintă pe Dumnezeu. De asemenea, este vorba de o zi aleasă de om în locul celei alese de Dumnezeu. Nu întâmplător, Apocalips 13 de trei ori menționează cuvântul blasfemie sau hulă și de trei ori vorbește despre închinare, de trei ori șase. Vorbește despre faptul că se va face război cu Sfinții și se, va, se vor face eforturi pentru stăpânire universală. Și pentru aceasta vor impune un semn pe mână sau pe frunte. Aș vrea să încheiem cu un citat din Mărturii, volumul 6, pagina 27. Sufletele oamenilor atârnă acum în cumpănă. Ei vor fi supuși a împărăției lui Dumnezeu sau sclavi ai despotismului satanei. Toți trebuie să aibă privilegiul de a apuca nădejdea ceea ce el este pusă înainte prin Evanghelie. Familia omenească are nevoie de o pregătire morală, o pregătire a caracterului ca să poată sta în prezența lui Dumnezeu. Sunați alarma de-a lungul și de-a latul pământului. Spuneți-le oamenilor că ziua Domnului este aproape și se grăbește foarte mult. Nimeni să nu fie lăsat neavertizat. Potrivit cu adevărul pe care l-au primit l-am primit în plus față de alții, suntem datori să le ducem la cunoștință acest adevăr. Dumnezeu să ne ajute și să ne păstrăm pe drumul luminii și să lucrăm cu privirea țintită la Isus. Domnul să ne ajute, având în vedere această responsabilitate pe care o avem față de semenii noștri. Amén.